vă ascultăm cu mare drag. Bună dimineața! Bineînțeles că nu putem fi indiferenți, suntem receptivi la ce au să ne transmită astrele. Ansamblul planetar îl pune în valoare pe Venus astăzi, astfel încât vom putea constata cu ușurință că versurile, cuvintele, muzica au puteri vindecătoare. Iată geanțasele pentru cele 12 zodii. Derbec. Zile mai relaxate pentru voi, poate chiar dificultăți de concentrare față de activitățile curente. Ați putea să revedeți la rece estimări ale voastre, să refaceți niște calcule înainte de a face un anunț sau de a vă lansa într-o aventură profesională. Taur. Ați putea primi pe neașteptate răspunsul la întrebări ale voastre nerostite încă. Sunt binevenite întâlnirile cu prietenii, o șuietă cu colegii. Veți simți faptul că sunteți apreciați. Posibil să apară chiar și o recompensă, măcar un semn de mulțumire. Gemeni. În plan social sau profesional, evitați să lăsați vreun dubiu asupra acțiunilor și atitudinilor voastre. În timp, situația se poate întoarce împotriva voastră. Pentru ce aflați în căutarea perechii de suflet, întâlnire neașteptată ce îi poate face să viseze frumos. Rac. Duceți dorul unor ținuturi de poveste și, funcție de disponibilități, puteți face chiar acum o rezervare la o agenție de turism. Este o perioadă aglomerată pentru voi în sfera profesională, însoțită de fericire și de satisfacții materiale, ce vă permit să vă îndepliniți dorințe. Leu. Un moment potrivit să faceți demersuri ca să recuperați acele sume care vi se cuvin, ori să depuneți un dosar pentru diverse facilități, fonduri cu condiții avantajoase. Contacte bune pentru cei care se pregătesc să absolve o unitate de învățământ și să înceapă activitatea profesională. Fecioară. Puteți să depășiți temerile cuiva, să-i răspundeți la toate întrebările și să semnați un contract care pentru voi să constituie o bună bază de lansare. Prindeți din zbor o sugestie a cuiva, o analizați și faceți din ea un plan de viitor. Balanță. O zi destul de aglomerată, mai ales poate pentru că sunteți nevoiți să preluați o parte dintre sarcinile altora sau să vă descurcați pe cont propriu într-o activitate complexă. Se poate să descopere un specialist adevărat a cauza unei probleme de sănătate și veți ști apoi de ce anume să vă feriți. Scorpion. Este timpul unei împăcări sau unei declarații de dragoste. Oricum, se schimbă ceva în bine în sufletul vostru. Discuții firești în cuplu, al căror subiect este legat de copii. Poate ajungeți amândoi la concluzia că a sosit momentul să deveniți părinți. Săgetător. Emoții și bucurie pentru o vizită anunțată din scurt sau pentru un telefon de la cineva din trecutul vostru, din tinerețea voastră. Șanse excelente să vă recuperați sănătatea sau forma fizică, mai ales dacă urmați întocmai și tratamentul care vi s-a indicat. Capricorn. Veți găsi momente de relaxare în compania unor prieteni sau unor colegi alături de care ați traversat o perioadă solicitantă sau ați avut de atins un obiectiv ambițios. Vă sincronizați pe cât posibil programul cu copilul vostru. Se bucură să vă vorbească despre succese ale sale recente. Vărsător. Se poate să primiți confirmări sau aprecieri din partea unui șef sau unui client mai sofisticat și veți avea satisfacția că eforturile voastre nu au fost în van. Se apropie vremuri mai bune pentru voi și se va vedea acest lucru printr-un plus de timp pe care îl veți avea pentru familie și pentru voi înșivă. Pești. Simțiți voi ceva, însă ar fi bune și niște vorbe ale celuilalt ca să vă lămuriți cum stă situația și să nu vă mai faceți griji în mod inutil. Se bucură cineva de compania voastră. Nu uită că i-a fost alături atunci când i-a fost mai greu și poate că ar mai avea câte ceva să vă povestească și astăzi. Să avem o zi bună! Mulțumim! Așa să fie, o zi excelentă, nu de alta, dar intrăm și pe spynews.ro pentru că acolo regăsim și astăzi horoscopul complet al zilei de 10 mai. Iată, balanțele află cauzele unor probleme de sănătate, așadar vești importante pe care le aflați doar de pe spynews.ro. Mergem acum și pe Facebook-ul.